Suntem prima oară în Suceava, dar suntem deja un pic veteran pe circuitul Iulius Mall. Facem în Timișoara, în Cluj, în Iași, acum prima oară și în Suceava. Este o expoziție internațională, cu trebuit internațional. Avem circa 100 de pisici de rasă, veniți din toată lumea. Pare o atmosferă extrem de plăcută, multă lume și pisici extrem de frumoase care sunt admirate și care concursul face parte din circuit internațional pentru titlurile mondiale, duce concurs serios și ne bucurăm că sucevenii vin în număr mare să le admire. Evenimentul a fost deschis publicului atât sâmbătă cât și duminică și le-a oferit vizitatorilor șansa de a admira eleganța și frumusețea acestor animale grațioase. Pisicile au fost evaluate atât individual cât și în ring, iar accesul a fost gratuit pentru toți cei interesați să participe la acest spectacol felin. Avem și noi acasă. Da. Sunteți pasionați? Da. Da, mai avem multe pisici, da. Doi puiuți, o mamă, una care mai se duce de acasă acasă și doi copii pisică de la mamă. Aveți o rasă preferată? Da, British. Și dumneavoastră? Nu, toate îmi plac. Ți-ți plac pisicile? Da. Cât de mult? Foarte, 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 foarte mult. Înțeles. Cele de aici sau cele de acasă îți plac? Toate, din toată lumea. Ai venit expres să vezi pisicile? Da. Crezi că există o rasă anume care va câștiga? Cred că Maine Coon sau British. De ce? Am văzut că sunt foarte apreciate. Au premii, publici. Ce rase aveți? Puiakov. Este British Longhair. Și sper să câștigăm cât mai multe titluri. Am observat că această rasă e foarte apreciată și populară pe aici. E apreciată din cauza frumuseții, deci din cauza blănii, a părului, se întrețin mult mai greu ca cele short hair, pentru că necesită mai mult periaj, mai multă atenție cu blănița, dar sunt mai spectaculoși din punctul meu de vedere. Credeți că va câștiga? Sper din tot sufletul. E deja campion la juniori. Deci la junior a luat titlul campion și acum am început cu drumul, pe drumul adulților și sper să câștigăm cât mai multe. Ce are special această pisică? Caracterul. El cel puțin, dacă vorbim de el, este extrem de iubitor și cu minte foarte atașat de mine, chiar foarte, foarte atașat. E cu mințenia pământului. De cât timp îl aveți? Păi are 11 luni, de când avea 3 lunițe. De când era un bobocel mic, așa. Cele două sunt pisicile tale? Da, sunt pisicile mele. Cum le cheamă? Pe el îl cheamă Everest. Și aici mai sunt niște pisici pe care le cheamă Iaro și Iaz. De când te pai pisicile astea? Le iubești? Da, le iubesc. Le am de o lună. Câte pisici ai acasă? Am 27 de pisici. Deci iubești pisicile? Iubesc pisicile. Și ai venit aici să particip cu ele la concurs? Da. Și crezi că vor câștiga? Da, așa zic eu. Ai venit cu toate cele 27? Nu, am venit doar cu 6. Ce rase ai acasă de pisici? Am British, Scottish, europene și Maine Coon. De când ai început să iubești pisicile așa mult, de zaia așa multe? De când eram mic. De când am primit 11 pisici din Ucraina refugiate la noi. Și atunci a început totul? Da. Da. Și de atunci am rămas împreună, toți, o familie fericită. Vrei să spui ceva? Am venit să participăm cu mai multe pisici, avem 3 pisici, din care una a luat premiu acum la ring, un junior. O pisicuță, Daisy, o cheamă, are 5 luni și jumătate și așteptăm să luăm premii și cu celelalte. Ce rasă e pisica câștigătoare? Este rasa British Shorthair. Cu participanți aduși din 8 țări și arbitrii internaționali din Polonia, Germania, Olanda, Serbia și Croația, evenimentul a fost plin de emoție și competiție. Această ediție specială a fost marcată prin acordarea de puncte double WCT Best Cat pentru participanți, făcând din acest eveniment unul cu adevărat deosebit în lumea expozițiilor de pisici. Din punctul de vedere al meu, merită toate să ia premii. Acesta ia
O pisică trebuie să fie, să aibă părul, să aibă față, să aibă ochii, contează culoarea blănii, să fie blana de calitate, ochii să fie la, tot așa de calitate, dacă sunt albaștri să fie albaștri, dacă sunt verzi să fie verzi. În rest să fie cuminți, să fie docile, de să nu fie agresive. Deci ele sunt niște pisici, niște pisici foarte calme, așa, de felul lor. La concurse ia și după coadă. Coada trebuie să aibă, să fie mai stufoasă la British, să fie mai închegată așa ca și pisică, să aibă, cum să vă zic eu, căpuț așa rotund, cu barbă așa puternică și cu urechile nu foarte mari, nici foarte mici, deci așa între și să fie poziționate corect. Influențează într-un fel frumusețea pisicii mâncarea pe care o dăm? Da, contează foarte mult mâncarea pe care o dăm, trebuie să dați mâncare de calitate pentru a avea o pisică cu blană de calitate, dacă nu se scămușează, iese așa părul din ea. Deci ca să stea părul pe ea foarte bine, trebuie mâncare de calitate. Plus mâncare umedă, plus niște vitamine, dacă se poate da, și ulei de somon. Iubitorii de feline au avut ocazia să se bucure de prezența și farmecul acestor animale fascinante într-un cadru prietenos și plin de entuziasm. Iulius Mol Suceava a fost gazda perfectă pentru acest eveniment care a adus împreună pasionații de pisici din regiune.